Bună tuturor, Cătălina sunt, trainer și consilier pe relații de cuplu, iar astăzi vă voi ajuta, clipul acesta este mai mult pentru doamne, pentru că le voi ajuta să descopere care este bărbatul acela player. Înainte de a începe, dacă consider că acest conținut este necesar să ajungă și la alte persoane, nu uita să-i dai un share, iar pentru ședințe de consiliere vă las link cu adresa de e-mail în descriere. Așadar, în primul rând, haideți să stabilim ce este acela un player. Un player este genul de bărbat care nu își dorește o relație, care pur și simplu vrea doar să-și îndeplinească nevoile sexuale și nu ar fi asta o problemă, ci este acel gen de bărbat mai degrabă care merge din floare în floare, să zic așa, care schimbă femeile ca pe șosete și care nu se oprește la una singură. Nici asta nu ar fi o problemă dacă ar fi sincer vis-a-vis de ceea ce își dorește de la tine, lucru care nu se întâmplă sau se întâmplă foarte rar. Niciodată nu îți spune intențiile lui, ci pur și simplu te cucerește, ajungeți în punctul în care să faceți sex, după care dispare așa cum a apărut. Drept urmare, haideți să vedem cum identificăm acest gen de bărbat player. În primul rând, dacă ne axăm strict pe pagina socială, pe rețelele de socializare, ne este foarte ușor să identificăm acest gen de bărbat, pentru că este bărbatul care urmărește foarte, foarte, foarte multe femei de femei, foarte multe persoane de sex opus, care dă like-uri femeilor, comentează la poze, care este foarte îngrijit, care arată foarte bine, care își prezintă, se vinde foarte frumos pe paginile de socializare pentru a ieși în evidență. Și mai ales este bărbatul acela care te abordează. Așadar, dacă ai de face cu un acest gen de bărbat, fii atentă la semnalele pe care le transmite. În momentul în care ajungi să te întâlnești cu el, este totul pe repede înainte, pentru că scopul lui este acela de a ajunge în punctul în care să aveți relații sexuale. Așadar, cu el totul o să fie pe repede înainte. O să-ți spună ce vrei să auzi, o să se comporte cum vrei tu, o să facă totul astfel încât totul să-ți fie pe plac, o să te cucerească, o să se dea peste cap pentru a ajunge să fie cu tine, după care, ghici ce, începe să dispară așa, în neant. Dacă ai ajuns cu un acest gen de bărbat, ați ajuns să faceți sex, după care tu îți dorești mai mult pentru că îți place foarte mult de el, ține cont totuși de, în continuare, de semnalele pe care le transmite. Dacă nu ai ajuns să-i cunoști niciunul dintre prieteni, voi vă vedeți de ceva timp, dar nu cunoști pe niciunul dintre prietenii lui, nu știi familia, nu știi pe nimeni din anturajul lui, habar nu ai cine este, este așa ca o fantomă. În al doilea rând, nu vorbește niciodată de planuri pe viitor și nu mă refer aici la casă, copii, familie și așa mai departe, ci nu vorbește niciodată de a petrece timpul împreună. Nu stați weekendurile împreună, nu faceți lucruri împreună, nu mergeți în vacanță împreună, nu călătoriți împreună, nu vorbește de nimic pe termen lung împreună, ci totul este aici și acum. Pe lângă asta, te caută doar în momentul în care vrea să faceți sex. Adică, nu petreceți timp împreună, dar știu când este noapte, îți dă mesaj, știu, a venit din club, poate și îți dă mesaj, pentru că nu a agățat pe nimeni acolo, că ar vrea să vă vedeți. Dacă ăsta este cazul și tot timpul vine noaptea la tine sau te cheamă noaptea la el, gândește-te de două ori dacă este genul de bărbat pe care ți-l dorești. Pe lângă asta, unul dintre cei mai mari, știu eu, unul dintre cele mai mari semnale pe care le transmite și la care nu suntem atente, sunt mesajele de ochiate. Dar nu că neapărat îți dă mesaje de ochiate. E ok dacă ți-ar da acest gen de mesaj iubitul tău sau un bărbat cu care îți dorești să fii, dar după ceva timp de când sunteți împreună, gen la 2 luni, la 3 luni, nu din prima seară, sau voi vorbiți pe rețelele de socializare și el îți trimite poze cu lucrurile lui din dotare. E bine, dacă ăsta este cazul și îți trimite poze cu părțile lui intime, cu organele sexuale, gândește-te dacă este genul de bărbat pe care ți-l dorești. Pentru că dacă ție îți trimite asta fără să-l cunoști sau, știu eu, după câteva mesaje pe paginile de socializare, gândește-te că face asta cu toată lumea, că nu e atât de deschis cu tine cum își imaginează multe. Ah, mi-a trimis mie genul acesta de poze. Înseamnă că îi place cu adevărat de mine? Nu! Trimite genul acesta de poze la toată lumea. Și pe lângă asta, gândește-te la ideea pe care și-a creat-o despre tine dacă îți trimite din start genul acesta de poze. Da, e ok să trimiți poze de genul acesta când deja a evoluat într-o direcție relația dintre voi, nu când nici nu vă cunoașteți sau vă cunoașteți de 2 zile. Așadar, dacă ai identificat semnalele, gândește-te dacă îți dorești cu adevărat să ai de face cu un acest gen de bărbat. Și vă mai enumără o dată toate semnalele pentru ca voi să
le identificați și să țineți cont de ele în momentul în care, știu eu, poate întâlniți acest gen de bărbat. În primul rând, după cum am zis cu el, totul este pe repede înainte, pentru că își dorește să ajungeți la partea în care ajungeți să faceți sex. Pe lângă asta, nu vorbește niciodată despre planuri de viitor împreună. Totul este aici și acum, doar în momentul în care vrea să faceți sex. Vine la tine târziu sau te cheamă la el târziu, dar doar pentru asta. Pe lângă asta, nu petreceți deloc timp împreună. Nu are planuri de viitor, nu își dorește să petreacă timpul cu tine, nu îl interesează lucrurile pe care le faci, nu vrea să-ți cunoască familia, nu vrea să știe nimic despre prietenii tăi, dar pe lângă asta nu pomenește nimic despre prietenii sau cercul lui de prieteni sau anturajul lui sau familia lui. Totul este, după cum v-am zis, aici și acum, doar voi doi, pentru că scopul nu este acela de a intra în grațiile tale, nu este acela de a-ți cunoaște familia, nu este acela de a crea o relație cu tine, ci pur și simplu își dorește doar actul sexual în sine și nu vrea nimic mai mult de atât. Urmărește foarte multe femei pe rețelele de socializare. Dă like-uri, comentarii la acest gen de femei. Pe lângă asta, gândește-te că e posibil să ai prietene care deja îl cunosc pentru că ghice a dat mesaje multora și e posibil să fi nimerit și câteva prietene din cercul tău de prieteni. Așa că face schimb de idei că s-ar putea să descoperiți multe una de la cealaltă. Dacă, știu eu, identifici acest gen de bărbat, dacă ai de-a face cu el, nu încerca să-l schimb, pentru că vin femei în consiliere și îmi zic că da, l-am identificat, mi-am dat seama că este acest gen de bărbat, dar arată atât de bine, mă face să mă simt atât de bine și m-am gândit că eu prin acțiunile mele o să-l fac să se schimbe. Vezi bine să nu. Te dai peste cap, devii cea mai frumoasă, cea mai deșteaptă, cea mai amuzantă, încerci să faci câte lună și stele doar pentru a-l cuceri și ghici ce, la urma urmei tot tu ai de pierdut, tot tu ajungi cu inima frântă, tot tu suferi pentru că el nu și-a dorit niciodată ceva cu tine, dar nu este vorba de tine în mod special, ci își dorește doar acest gen de relații. Cam asta a fost pentru astăzi. Dacă întâmpinați probleme în relațiile de cuplu, dacă aveți nevoie de ajutor, de sfaturi, vă las linkul cu adresa de mail în descriere. Cătălina am fost, pe data viitoare!